zi ce trece am tot mai multe inele, cercei și accesorii, așa că m-am gândit să fac ceva de inspirație mini ca să am totul mereu ordonat. Nu-i așa că e super? Păi, chiar dacă pare complicat, e destul de ușor de făcut. Vom avea nevoie de 3 cutii rotunde, una mare și două identice mai mici, cauciuc negru, vopsea neagră și pensulă, creion, panglica cu buline, fetru roșu, hârtie cu buline, foarfecă, lipici solid și bandă adezivă. Scoatem capacul cutiilor și formăm urechiușele, așezând cutia mare peste cele două mici. Urmăm conturul și tăiem cu grijă cu foarfeca. Acum punem cele 3 cutii pe fetrul roșu. Facem conturul și decupăm. Unim capul și urechile cu banda adezivă. Vopsim cutia de bijuterii cu negru și o lăsăm la uscat. Ca să o îmbrăcăm, facem 3 bezi din hârtia cu buline. Una pentru cap, iar celelalte 2 pentru urechi, la fel de late ca fiecare cutie. Eu le-am lipit cu lipici solid și cu mare atenție. Mai lipsește doar baza, pe care am decupat-o din fetru roșu. Pentru pereții separatori, folosim 2 dreptunghiuri din cauciuc, la fel de late cum e cutia și puțin mai scunde. Exact în mijloc facem o crestătură de grosimea cauciucului și tăiem până la jumătate. Vedeți? Avem deja o cruce pe care o vom folosi ca perete separator. Și ca să fie super mini, îi vom pune o fundă cu buline. Iată cutia noastră de bijuterii gata pentru a fi folosită. Și în plus, are diferite compartimente ca să vă puneți inelele, cerceii și celelalte accesorii. Dacă vreți să vedeți totul pas cu pas, puteți consulta blogul nostru, Mini & You. Ne vedem la următorul nostru moment mini. Pa, pa!